Un bărbat de 25 de ani din Hunedoara s-a ales cu dosar de cercetare penală după ce a aruncat benzină și a incendiat ușa locuinței socrilor amantei sale. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat faptul că la ușa apartamentului s-a manifestat un incendiu care a fost lichidat de către pompieri, nefiind înregistrate victime. Tânărul nu s-a lăsat cu una, cu două și a decis în semn de răzbunare să taie și două cauciucuri ale unui autoturism ce aparține tatălui amantei sale, acesta fiind parcat pe o stradă din Hațeg. Pe numele tânărului în vârstă de 25 de ani din municipiul Hunedoara, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere. De asemenea, au stabilit faptul că acesta ar fi distrus prin tăiere, de această dată cu un obiect ascuțit, și cauciucurile unui autoturism parcat pe raza orașului Hațeg, tot din motive ce țin de răzbunare. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost prezentat magistraților, care au emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.